Pace vouă! Am să dau citire câteva versete din Galateni, că s-a citit mai mult din capitolul 5, de la versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci sluziți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seamă să nu fiți nimiciți unii de alții. Amin. Vă ocupați locurile. Vreau să vă zic, bine ați venit în casa lui Dumnezeu, în familia și în împărăția bunului Dumnezeu, care însuși s-a jertfit pentru noi. Amin. Mi-au plăcut ambele îndemnuri de mai devreme. Nu cred că este mai mult de completat, ci este și datoria noastră ca să studiem în continuare Scripturile. Îmi place acest îndemn pe care îl găsim scris. Am fost chemați la slobozenie. Am fost chemați să fim liberi. Și o libertate care se manifestă nu prin răzvrătire, nu prin batere cu pumnul în piept, ci la o chemare în care slujești. Și însuși Hristos ne stă exemplu când a stat împreună cu ucenicii săi, a spus: eu am venit să vă slujesc. Așadar și noi la acea slobozenie am fost chemați. Spune Scriptura că toată legea este cuprinsă în a sluji pe aproape lui tău. Corect? Așadar, mai jos suntem învățați încă un lucru, că Duhul Sfânt ne învață să oferim celuilalt întâietate și să-l vedem pe celălalt mai presus decât noi, așa cum a arătat Hristos în toată viața Lui. Nu am să vorbesc foarte mult, timpul este înaintat, dar vreau să vă însuflețiți cu acest gând. Ca să trăiești și să fii autentic cu Hristos și să te identifici cu crucea Lui, înseamnă să renunți la tine, înseamnă să oferi. Și a oferi ai nevoie de roada Duhului Sfânt. Și găsesc scris în versetul 22 următoarele lucruri. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Îndemnul care îl am pentru dumneavoastră și pentru mine, în primul rând, este ca să urmăresc aceste roade și, urmărindu-le, să mi le însușesc, să le promovez și să trăiesc autentic, zi de zi, cu Hristos, în ceea ce El ne-a învățat. Amin. Vă rog să vă ridicați și să vă rugați în numele Lui Iisus Hristos. Amin.